Socotesc că se merită cu toții să ne unim inimile și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul nostru Iisus Hristos Fiul, și onorat și binecuvântat să fie Duhul Sfânt. Suntem la o seară de mulțumire, dragii mei, și mă gândeam că aflat la otarele Canaanului, poporul ales al lui Dumnezeu era în sfârșit pe punctul de a moșteni țara pe care Dumnezeu i-o promiseseră. Știm că nivelul lor de trai avea să se schimbe și puteau să-și atribuie merite pe care nu le aveau. Moise le amintește de tot ce a făcut pentru Dumnezeu pentru ei. Și unul dintre versete spune așa: adu-ți aminte de tot. Și aș vrea în seara aceasta ca să nu uităm că tot ce avem, fie viața, lumina ochilor, pâine de pe masă, familia, mașina, locul de muncă, sănătatea, totul provine dintr-o singură sursă: Dumnezeu. Pentru că avem un Dumnezeu bun, dragii mei. Avem un Dumnezeu foarte bun. Domnul este cel mai bun. Și cei care ați gustat din bunătatea lui Dumnezeu, haideți să spunem împreună amin. Cu bunătatea Domnului ne întâlnim la fiecare pas, dragii mei. Eu personal, ca și dumneavoastră, cred că în această zi, până aici, de dimineață și până aici, ne-am întâlnit cu bunătatea Domnului. Și nu cred că e un lucru mai frumos decât să te refugiezi în prezența lui Dumnezeu. Și permiteți-mi să vă întreb, dumneavoastră, iubiți prezența Domnului? Vă mai întreb ceva, o doriți? Și vă mai întreb ceva, o și căutați? Pentru că, dragii mei, ca să putem să ne refugiem în prezența lui Dumnezeu, trebuie să învățăm câteva lucruri și aș vrea în această seară să ne aprofundăm în cuvântul Domnului și să înțelegem bine cum putem noi să intrăm în prezența Domnului. Și cred că fiecare dintre noi ne aducem aminte de un verset din Scriptură care ne spune cum și cu ce să intrăm în prezența Domnului. Psalmul 100 este un psalm cunoscut tuturor. Și vă invit să-l citim împreună. Psalmul 100. Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului. Slujiți Domnului cu bucurie. Veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, a Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Versetul 4. Intrați cu laude pe porțile Lui. Intrați cu cântări în curțile Lui. Lăudați și binecuvântați numele. Versetul 5. Căci Domnul este bun. Bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Amin. Știți, ne-am obișnuit în viața asta de zi cu zi să ne învăităm adesea. Ne-am obișnuit să ne plângem adesea. Și de foarte multe ori rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu sunt așa ca o listă de rugăciune, ca o listă de cumpărături. Și vreau să vă mărturisesc că și eu am avut liste din astea. Listele mele cu care mergeam înaintea Domnului. Dar mulțumesc Domnului că de pe listele astea, dacă mă uit acum, trebuie să le tau pe toate. Pentru că mare este Domnul și El ascultă rugăciunea. Psalmul 6:9, Domnul îmi ascultă cerurile și Domnul îmi primește rugăciunea. Însă, dragii mei, aș vrea să înțelegem ceva. Prezența Domnului nu este să stăm undeva la distanță și să strigăm: Doamne, ajută-mă în cutare problemă, Doamne, rezolvă-mi în cutare situație. Și ceea ce contează cu adevărat este să putem să intrăm în Sfânta Prezență. Să intrăm în prezența lui Dumnezeu. Și acolo nu se poate intra oricum, dragii mei, și există aceste chei. Intrați pe porțile Lui cu laude sau mulțumire, așa cum scrie în alte traduceri, și în curțile Lui cu cântări sau laude. Acum, aici pe Iisus Biruința, avem în fiecare duminică seara așa un timp dedicat laudii și închinării, o seară de mulțumire, așa spunem noi. Dar am observat că de cele mai multe ori, aproape la fiecare părtășie pe care o avem, 20-30 minute, stăm și cântăm. Dar noi nu cântăm de dragul muzicii, sper. Noi cântăm de dragul Domnului. Și aș vrea să înțeleg în această seară, dragii mei, că există acești pași de intrare în prezența Domnului și aș vrea să avem o învățătură biblică. Vreau să ne uităm la versete din Biblie ca să înțelegem lucrurile care sunt de o importanță majoră. Și primul pas pentru a intra în prezența Domnului este mulțumirea. În Psalmul 50, cu versetul 23, ne spune că cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela ne proslăvește. Acela mă proslăvește. Pentru că, de fapt, mulțumirea ne pune față în față cu bunătatea lui Dumnezeu. Când mulțumim Domnului, noi stăm față în față cu bunătatea Domnului, pentru că nu poți să-i mulțumești Domnului decât pentru ceea ce face El pentru tine. Și atunci când mulțumești, te uiți la Domnul că este bun, că așa am citit din versetul 5, că Domnul este bun.
Un atribut extraordinar al lui Dumnezeu. Și îmi place să proclam cu acesta din toată inima. Avem un Dumnezeu bun. Și pentru bunătatea Lui se cuvine să-i mulțumim Domnului. Și când mulțumim Domnului, de fapt, intrăm în prezența Lui. Prin mulțumire intrăm pe porțile Lui. Și asta înseamnă să te refugiezi în prezența Domnului. Prin mulțumire să intri în prezența Domnului. Și mă bucur că frații au ales să avem o zi de mulțumire pentru ceea ce a făcut Domnul pentru săptămâna care a trecut. E frumos să-i mulțumim Domnului. E lucrul cel mai frumos, dar realitatea este că prin această mulțumire noi intrăm în prezența lui Dumnezeu într-un mod extraordinar. Și până vom pleca de pe pământul ăsta, în locul unde vom lăuda veșnic, Dumnezeul nostru merită închinarea noastră și merită mulțumirile noastre. Și aș vrea în această seară să înțelegem că avem motive să-i mulțumim Domnului. Și de ce să-i mulțumim Domnului? Și primul motiv pentru care să-i mulțumim Domnului este pentru bunătatea Lui. Domnul a fost bun cu noi. Că dacă dovada faptului că Domnul a fost bun cu noi este că suntem aici, că dacă Domnul n-ar fi fost bun cu noi, n-ar fi fost niciunul dintre noi în locul acesta. Mulțumiți Domnului că este bun, pentru că de cele mai multe ori uităm ce a făcut Domnul pentru noi. Suntem predispuși la uitare. Dar aș vrea în această seară să mulțumim Domnului că tot ce avem, avem de la El. Să mulțumim că tot ce avem, avem nu pentru că am fost noi deștepți sau buni, nici pentru faptul că ne-am descurcat în viața asta, nici pentru că am fost sănătoși, pentru că toate le avem de la El. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru bunătatea Lui. Și bunătatea lui Dumnezeu este și atunci când ni se pare că Dumnezeu ne întoarce spatele. Bunătatea lui Dumnezeu este și atunci când avem pierderi în viață, și atunci când avem eșecuri, și atunci când trecem prin încercări sau dureri. Bunătatea lui Dumnezeu rămâne același pentru că El nu se schimbă. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Apoi să-i mulțumim Domnului pentru lucrările Lui cele mari. Minunea vindecărilor celor 10 leproși din Luca capitolul 7 este o întâmplare deosebită din care putem să învățăm multe lucruri despre mulțumire și nemulțumire. Când s-a întâlnit Hristos cu 10 oameni bolnavi de lepră, i-a vindecat pe toți. Nu i-a întrebat dacă vor bun. Știa Domnul că numai unul va mai veni să-i mulțumească, da? Știa. Dar totuși i-a vindecat pe toți 10. I-a vindecat și pe ceilalți care n-au mai zis un cuvânt după și au plecat în drumul lor. Și ceea ce se ochează de la bun început este disproporția zdrobitoare între cei care au mulțumit Domnului pentru vindecarea primită și cei care n-au mulțumit Domnului pentru aceasta. Și o câți oameni apăsați de diferite boli, necazuri, apăsați de greutăți, când s-au văzut la sântorarea, s-au rugat către Dumnezeu după ajutor, iar Dumnezeu în bunătatea sa i-a ajutat. Dar întrebarea este următoare. Oare au mai venit aceștia să-i mulțumească? Cei mai mulți dintre noi, când ne-am văzut scăpați de toate promisiunile, când ne-am văzut scăpați, am uitat de toate promisiunile făcute și ne-am văzut de treburile noastre. Dar vrem în această seară să-i mulțumim Domnului pentru lucrările Lui cele mari. Pentru că Domnul face lucrări mari și astăzi în mijlocul nostru. Dacă nu a luat lepra păcat, lepra fizică de pe noi, vreau să vă spun că El a luat cea mai gravă boală care ucide sufletul nostru, lepra păcatului. Și dacă încă mai aveți o boală în trupul dumneavoastră, dacă încă mai este ceva care vă pasă, este că Dumnezeu are un plan perfect pentru viața dumneavoastră. Și lucrările sunt foarte mari și așa trebuie să-L lăudăm pe Domnul și să-I mulțumim. Pentru că Dumnezeu are ultimul cuvânt în universul acesta și Dumnezeul nostru lucrează și Dumnezeul nostru are puterea și mulțumiți pentru aceste lucruri minunate ale lui Dumnezeu. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru că bătăliile nu sunt câștigate de oameni, ci de un om. Așa spunea Napoleon. Napoleon se referea la un om, dar și noi ne referim la un om cu o mare. La omul Dumnezeu Iisus Hristos, slăvit să fie numele, că El câștigă toate bătăliile pentru noi. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru bunătatea Lui, mulțumiți lui Dumnezeu nu numai pentru lucrările Lui, ci mulțumiți lui Dumnezeu pentru harul Lui. Efeseni 2:8, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. Prin har am fost mântuiți toți de aici, dragii mei. Glorificat să fie numele Domnului. Știți, mi-a fost întotdeauna greu să înțeleg ce spune în Efeseni 5:20, când zice, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Mi s-a părut întotdeauna cea mai grea încercare spirituală. Mi s-a părut cel mai greu test al credinței. Să mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile.
Noi care le clasificăm un lucru bun și un lucru rele, Dumnezeu zice, mulțumește-mi pentru toate lucrurile. Dar știți ce am înțeles, dragii mei? Că în toate lucrurile, Dumnezeu ne dă harul Său. Că El face toate lucrurile frumoase. Eclesiastul 3:11, orice lucru El îl face frumos la vremea Lui. Pentru că El este cel mai frumos, așa cum cântăm noi, ești cel mai frumos și nimeni nu-i ca tine. Mulțumiți Lui Dumnezeu pentru bunătatea Lui. Mulțumiți pentru lucrările Lui. Mulțumiți Lui Dumnezeu pentru harul Lui. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l învățăm în seara aceasta este că sunt oameni care mulțumesc Lui Dumnezeu. Dar nu contează că o fac, ci contează când o fac. Și aici sunt trei categorii foarte interesante. Sunt trei categorii de oameni care pe lângă mulțumire au un anumit fel de a se raporta. Și cei mai mulți oameni din care facem parte aproape toți din lucrul acesta, mulțumesc Lui Dumnezeu după victorile câștigate. Vine lupta, intrăm în luptă, primim ajutor din partea Domnului și după ce Dumnezeu ne-a dat izbăvirea, ne punem pe genunchi și spunem, Doamne, ai făcut un lucru mare pentru mine. Îți mulțumesc că m-ai ajutat să câștig bătălia aceasta. Sunt bătălii cu mine, sunt bătălii cu diavolul, sunt bătălii cu firea pământească, sunt bătălii de tot felul. Și purtăm toată ziua tot felul de bătălii. Și sunt oameni care atunci când câștigă o bătălie, vin înaintea Domnului și mulțumesc Lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a dat biruință. Și slavă Domnului pentru ei. Aduceți-vă aminte, în Exod capitolul 14, atunci când apele Mării Roșii s-au despărțit și poporul a trecut prin Marea Roșie, în spatele lor a venit faraon cu oastea lui și au intrat și ei pe drumul acela pe care Dumnezeu îl deschise pentru poporul lui. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce poporul a atins uscatul și ceilalți erau în mijlocul mării, apele s-au închis înapoi și au acoperit pe toți acolo și au murit toți acolo în Marea Roșie. Faraon cu cailor și cântăreții lui. Știți ce a făcut poporul lui Dumnezeu după ce a văzut marea izbăvire? Spune cuvântul lui Dumnezeu în următorul capitol, în Exod 15, că atunci Moise și copiii lui Israel au început să cânte și să laude pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut Domnul pentru ei. Și atunci când văd oamenii aceștia care mulțumesc Domnului pentru fiecare bătălie câștigată, mă bucur pentru asta. Dar apoi vine altă categorie de oameni mai deosebiți. Cei care mulțumesc înaintea luptei, nu după. Și haideți să ne aducem aminte de o altă întâmplare din Biblie, din Ioan, capitolul 11. Atunci când Lazar era mort, era în mormânt, Maria și Marta plângeau în fața Domnului nostru Iisus Hristos și au zis, Doamne, dacă ai fost aici, n-ar fi murit fratele nostru. Iisus s-a cutremurat și spune, cel mai scurt verset din Biblie, Ioan 11:35, că Iisus plângea. Pentru că pur și simplu femeile astea încercau să-L învieze. Într-un fel sau altul încercau să-și vadă iar fratele. Trebuia făcut o minune mare, o minune care de fapt va duce pe Iisus pe cruce și îi va face pe oamenii ăia, pe farisei, pe saducheii, pe cărturarii lui Israel, să se otorească clar să-L răstignească. De fapt, conflictul acesta cu învierea lui Lazar a grăbit moartea Domnului nostru Iisus Hristos. Ei bine, știți ce face Domnul? Se duce ca să facă o minune mare. Se duce să se bată cu inamicul nostru de care ne temem cel mai tare, îngerul morții. Și Hristos se bate cu adâncul, dar înainte de a se lupta cu adâncul, înainte de a rosti Lazar ieși afară, știți ce face? Mulțumește. Înainte de luptă nu mulțumește după. Pentru că ăia deosebiți mulțumesc lui Dumnezeu înainte. Ridică mâinile spre cer și spune, Tată, îți mulțumesc că Tu întotdeauna m-ai ascultat. Îți mulțumesc că mă vei asculta și astăzi. Și îți mulțumesc încă de pe acum că știu că Lazar va ieși viu din mormânt. Pentru că eu mă încred în Tine, Tată. Și știu că Tu vei face lucrurile astea. Și după ce a zis, Lazar, ieși afară și Lazar a ieșit. Ăștia sunt oamenii credinței, dragii mei. Adevărații sfinți cântă și laudă pe Domnul înainte de a începe bătălia, pentru că biruința este întotdeauna Domnului. Mărit să fie Domnul! Și nu cred că Dumnezeu poate să fie mai repede mișcat decât de oameni care vin și ridicându-și mâinile spre cer și spun, Doamne, mă așteaptă un examen greu. Mă așteaptă niște citostatice, poate. Mă așteaptă un examen rezidențial. Mă așteaptă un examen al căsătoriei. Mă așteaptă un examen de toate felurile. Dar încă de pe acum îți mulțumesc pentru victoria pe care mi-o vei da. Încă de pe acum îți mulțumesc pentru biruința pe care o să o am. Ăștia sunt oamenii ai credinței. Ei las din prima
categorie sunt oameni pocăiți. Ăștia sunt oameni ai credinței care mulțumesc înainte. De-aia e bine să începem rugăciunile noastre cu laude și cu mulțumire. Pentru că doar așa vom avea biruință în rugăciunile celelalte. Pentru că noi deja îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru minunile pe care le-a face, pentru cântările pentru care se vor cânta, pentru predicile care se vor spune, pentru ca toate să meargă bine. Și îmi place ce spunea un om mare al lui Dumnezeu. Înduplecați-L pe Dumnezeu să vadă că semnați un cec în alb. Că nu vă interesează să scrie El înainte. Și scrieți voi prin credință. Pentru că Dumnezeu se lasă înduplecat de asemenea oameni. Pocăiții care mulțumesc după bătălie. Sfinții care mulțumesc înaintea bătăliei. Și permiteți-mi să spun, nebun după Hristos, care mulțumesc în mijlocul bătăliei. Pentru că cel mai greu lucru este să mulțumești în cuptor. Nu înainte de cuptor și nici după ce a trecut cuptorul. Cel mai greu lucru, din punct de vedere spiritual, este să mulțumești lui Dumnezeu când ești în groapă, când ești în valea umbrei morții, când nimeni nu-ți mai dă nicio șansă. Cel mai greu lucru este să mulțumești lui Dumnezeu când ai început să te bați, să-ți dai seama că nimic nu mai funcționează, că Dumnezeu s-a depărtat de tine. Cel mai greu lucru este să mulțumești când te simți singur, când te simți abandonat, când simți că în bătălie ești singur, nu te ajută familia, când simți că lucrurile nu funcționează cum trebuie. Și totuși în mijlocul bătăliei, în timp ce dai cu sabia din ce în ce mai slab, începi să-i mulțumești lui Dumnezeu și spui, știu că Tu mă ajuți. Întotdeauna, Doamne, Tu m-ai ajutat. Dacă vă aduceți aminte de Daniel, Daniel ajungea om mare la curtea împăratului. Și avea o grămadă de invidioși, pentru că atâta vreme cât nu faci nimic, ca nimeni nu te invidiază. În momentul în care începi să faci ceva și Daniel începuse să facă pentru națiunea unde era rob, spune cuvântul lui Dumnezeu că au început să-i caute pe dosar. Au căutat să vadă dacă are pe cineva, dacă a făcut prăpostie, dacă a luat din bani împăratul, dacă s-a încurcat cu vreo femeie, dacă a făcut o grămadă de lucruri și nu i-a găsit nimica. Dar știți ce a găsit la un moment dat? Că se ruga lui Dumnezeu Iehova. În fiecare zi, de 3 ori pe zi cu fața spre Ierusalim și deschidea ferestrele ca să intre Dumnezeu direct în casă. Și au zis ăștia, împărat, nu-i bine că omul ăsta se roge lui Iehova, că asta înseamnă că nu se roagă că Tu ești Dumnezeul nostru și împăratul nostru. Dar trebuie să ne rugăm noi, ție. Observați cum atacă la mândria împăratului. Acum ăsta se apucă și în loc să strige slavă ție împărate, strigă slavă ție Iehova. Tu ești Dumnezeu. Cu omul ăsta ceva nu e în regulă. Daniel era ministru, gândiți-vă ce fac. Îl cheamă consilii de miniștri, vin toți miniștri în față și spune împăratului, dau poruncă cum a fost învățat astăzi, ca timp de 30 de zile, nimeni. Dar nimeni să nu se roage Dumnezeul lui decât mie. Atât. Nimeni să nu se roage Dumnezeul lui decât mie. Era clar că toți ăia l-ați să rugau împăratului. Știa Daniel că el e țintă și sunt convins că orice om cu minte întreagă de pe Iisus biruința, știți ce am fi făcut, dragii mei? Ne-am fi rugat în gând. Vreau să vă întreb atâta. Ascultă Dumnezeu rugăciunile în gând. Când buzele nu mai putea, suspinul meu te-a lăuda, avem și cântări. Și putea Daniel să spună 30 de zile trec ele repede și după aceea deschid fereastra, înapoi ridic mâinile spre cer și îl strig tare la Dumnezeu. Că Dumnezeul meu cunoaște și gândurile. Dar n-a făcut așa, știți de ce? Că avea un principiu. Nu asta să treacă furtuna, zice cuvântul lui Dumnezeu, că imediat în clipa aceea Daniel s-a dus în cameră la el, a deschis geamurile, s-a întors spre Ierusalim și a ridicat mâinile spre cer și a început să glorifice pe Domnul, să-i mulțumească lui Dumnezeu. Din mijlocul cuptorului să-i mulțumească Dumnezeului. Câteva minute mai târziu a fost arestat, pentru că ăia stăteau acolo, stăteau la ușă, registrau tot, abia așteptau să-l prindă. Câteva minute mai târziu, cred că nici nu a apucat să se roage mult. Dar vreau să vă spun ceva, Dumnezeu nu are nevoie de rugăciunile noastre lungi, Dumnezeu are nevoie de viața noastră pocăită, viața noastră pe dată Lui în întregime, Dumnezeu întâi, închinarea întâi și apoi și alte lucruri. Pentru că închinarea, dragii mei, nu are nevoie să ne ia nimeni de la noi. Pentru că închinarea este tot ce putem să-i dăm Dumnezeului care ne-a făcut atâta bine, glorificat să-i fie numele.
Și aș vrea să vă mai aduc încă un exemplu. Știți cu toții că Dumnezeu l-a trimis pe Iona la Ninive. Dar Iona și-a luat bilet spre tarte, era cu reducere. Și Dumnezeu trimite balena de 12 și un sfert cu destinația Ninive, cum zicea un frate, și Iona ajunge în pântecele unui pește mare. Dar știți ce face Iona? N-așteaptă ca Dumnezeu să-i dea o izbăvire mai târziu. Și din pântece de pește te-am lăudat, spune Iona în capitolul 2. Din pântece de pește strig la tine, Dumnezeule, nu mă lăsa aici. Și îți voi aduce jertfe cu strigă de mulțumire și te voi binecuvânta toată viața mea. Poate că vor veni momente în viața noastră când din cauza neascultării noastre vom ajunge în acel loc strâmb. În locul acela ne vom da seama că am ajuns nu pentru că Dumnezeu ne-a împins acolo și pentru că ne-am dus noi acolo. Pentru că neascultarea are același sfârșit acolo. Însă Dumnezeu nostru are o justiție perfectă și știe să ne ia tot ce ne ține departe de El. Dar nu uitați, dragii mei, n-așteptați ca să ieșiți afară și să lăudați pe Domnul pe țări. De acolo, din necazul cel mare, din cuptorul greu încercat, din locul acela întunecos unde vă aflați, înălțați mâinile spre Domnul și mulțumiți Domnului. Dumnezeu nu era neapărat să-l facă pe pește să-l scupe pe un afară, corect? Putea să rămână acolo la nesfârșit. Dumnezeu putea să trimite alt proroc la Ninive. Însă realitatea este simplă. În momentul în care Iona s-a întors cu fața spre Dumnezeu și a început să laude pe Dumnezeu în pântece de pește, Dumnezeu a hotărât ca Iona să plece afară. Pentru că omul care mulțumește lui Dumnezeu este omul cu care Dumnezeu poate lucra. Pentru că mulțumirea, dragii mei, ne proiectează direct în fața lui Dumnezeu. Ne pune față în față cu bunătatea lui Dumnezeu și Dumnezeu lucrează cu viețile noastre atunci când noi aducem mulțumire. Mărire Domnului! Și cred că dacă refugierea în prezența Domnului depinde de această cheie a mulțumirii, ea depinde și de al doilea pas care se cheamă cheia laudei. Psalmul 145 cu versetul 3, un verset foarte drag mie, spune așa: mare este Domnul și foarte vrednic de laudă, mărimea Lui este nepătrunsă. Dacă mulțumirea ne pune față în față cu bunătatea lui Dumnezeu, lauda ne pune față în față cu măreția lui Dumnezeu. Mare este Domnul, de aceea este vrednic de laudă și mărimea Lui este nepătrunsă. Și atunci când înțelegi cât de măreț e Dumnezeu, atunci înțelegi măreția Lui Dumnezeu și atunci înțelegi puterea Lui Dumnezeu. Și știți ce e mai frumos, dragii mei? Când îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru lucrurile mari care le-a făcut, ne va fi mult mai ușor să lăudăm pe Domnul pentru ceea ce este El și pentru ceea ce urmează să se facă apoi prin credință. Totuși Tu ești Cel Sfânt și Tu locuiești în mijlocul laudei lui Israel, spunea psalmistul David, psalmul 22 cu versetul 3. Unde locuiește Dumnezeu? În mijlocul laudei poporului Său. Noi vrem prezența lui Dumnezeu, o dorim, o căutăm, dar ca să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu, trebuie să-i facem lui Dumnezeu tron. Și tronul pe care îl facem este tronul laudelor noastre. El se va coborâ și va domni între noi, între laudele pe care le înălțăm către Domnul. Și când Domnul se coboară și noi îl întâlnăm în mijlocul nostru, știți că El va fi Domn și peste nevoile noastre? El va fi Domn peste dorințele și cererile pe care le punem aici pe ceat. De aceea e important să lăudăm pe Domnul și să învățăm că nu se poate intra în prezența Lui fără mulțumiri și laude. Și un alt verset pe care aș vrea să-l citim, desigur că sunt foarte multe care ne vorbesc despre laudă, dar timpul este destul de înaintat. Nu am crezut că voi predica peste 20 minute, sper că nu am plictisit pe nimeni, pentru că, așa cum îmi spunea o frate, niciodată să nu predic mai mult decât când mă pot ruga. Pentru că, da, predicatorul trebuie să se roage ca și cum toată predica depinde de Dumnezeu și ar trebui să muncească pentru ea ca și cum totul depinde de El. În sfârșit, Psalmul 106 cu 47. Scapă-ne, Doamne Dumnezeule nostru, și strânge-ne din mijlocul neamului, ca să lăudăm numele Tău și să ne fălim cu lauda Ta. Îmi place asta. Acum noi știm că trebuie să ne ferim de mândrie, pentru că mândria e un păcat. Dar este o mândrie pe care putem să o avem și noi. Și una dintre cântările pe care le mai cântăm noi prin biserici spune așa: dar eu nu-s al oricui, Lui îi sunt cununa, casa mea și cerul Lui,
Tot ce avem e una. Cu asta ne putem mândri, dragii mei, că suntem ai Domnului și că-L avem pe Domnul. E singura mândrie pe care o putem avea, restul nu ni se cuvine nimic. Dar faptul că-L avem pe El, tot prin bunătatea Lui l-avem, tot prin lucrările Lui cele mari, tot prin harul Său. Dar faptul că, ca să ne rodăm cu numele Domnului, cu asta ne putem mândri, am zis, dragii mei, pentru că lauda pe care o mergem Domnului trebuie să avem o altă încredere în noi când zicem că ne fălim cu numele Lui cel Sfânt. Așa spunea. Astfel umblăm atunci când ne fălim cu numele Lui cel Sfânt. Dar eu nu s-a lor și cu. Și de ce să umblăm cu capul pe care că noi suntem ai Domnului? De ce să ne îngrijorăm când noi suntem ai Domnului? De ce să umblăm apăsați și amărâți când noi suntem ai Domnului? Asta face lauda. De-aia zic, dragii mei, frate și soră de pe Iisus Biruința, lăudați pe Domnul! Și dacă Domnul a făcut ceva în viața noastră, nu vă supărați, nu de dragul gimnasticii, dar cei care recunosc că Domnul a făcut lucruri bune în viața lor, să ridice o mână sus. Sau două. Știți de ce a făcut Domnul lucrurile acestea? Ca să nu putem sta cu gura mută și să lăudăm pe Domnul. De aceea Domnul face lucrările acestea. E nedrept, dragii mei, să venim la părtășie și să stăm indiferenți atunci când alții îl laudă. E nedrept să stăm indiferenți când putem să lăudăm pe Domnul. Pentru că Domnul a făcut mari lucruri în viața noastră ca să avem motive să lăudăm pe Domnul. De aceea mai zic o dată, frați și surori de pe Iisus Biruința, lăudați pe Domnul, amin. Vreau să închei spunând, dragii mei, că cea mai puternică armă pe care poți să aibă un om pe pământul acesta este lauda adusă la adresa lui Dumnezeu. Psalmul 18 cu versetul 3. Eu strig lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Dacă ați crezut că arma nucleară este cea mai puternică armă, v-ați înșelat. Noi suntem posesorii cele mai puternice arme din întreg universul. Și atunci când începi să-i mulțumești Domnului, când începi să-i dai laudă Domnului, Domnul se coboară și Domnul începe să lucreze. Și ar vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-L lăudăm pentru toate lucrurile. Să venim cu mulțumire înaintea Lui. Să fim oamenii care ne întoarcem și să-i mulțumim atunci când Dumnezeu ne face bine. Dar să nu uităm că este frumos să-L lauzi pe Dumnezeu după luptă. Este frumos să-L lauzi pe Dumnezeu înaintea luptei. Dar cel mai frumos lucru, dragii mei, este să-L lauzi pe Dumnezeu în mijlocul cuptorului. Lăudați și mulțumiți. Măriți să fie Domnul. Amin.